Dragi cetățeni, astăzi ne-a venit o veste foarte bună și foarte importantă de la Bruxelles. Astăzi, Consiliul Uniunii Europene a decis deschiderea negocierilor cu Republica Moldova. Este un pas foarte important pe drumul nostru de integrare europeană și este meritul dumneavoastră, în primul rând, că am ajuns aici. Pentru că dumneavoastră, prin votul dumneavoastră, prin activitatea civică, responsabilă, de ani de zile, îndreptată pentru apărarea democrației, pentru construirea unui viitor mai bun pentru noi și pentru generațiile viitoare, ați contribuit la această decizie. Avem multe lucruri în continuare, dar suntem încurajați de această apreciere și de această decizie importantă a țărilor Uniunii Europene, care au spus încă o dată ferm că își doresc ca Republica Moldova să fie parte a marii familii a Uniunii Europene. Dragi prieteni, felicitările noastre tuturor. Vreau să mulțumesc la rândul toți, pe toți cei care au crezut în noi, care au crezut în faptul că Republica Moldova, o țară mică, dar cum și-a căpătat renumele cu o inimă mare, a putut într-o perioadă foarte scurtă de timp, prin trecând prin crize, una după alta, ne-am demonstrat nouă, în primul rând, și am demonstrat tuturor că lucrurile frumoase și mari pot fi făcute atunci când pui multă inimă, îndrăgire și crezi în ceea ce faci. Și un mare mulțumesc prietenilor, felicitări prietenilor noștri de la Kiev, mare mersi tuturor capitalelor, mare mersi celor de la București, tuturor care au crezut în noi și ne-au ținut pumnii și, da, și mai departe avem foarte multe lucruri, dar despre asta vorbim. Mersi, felicitări! Dragi cetățeni, felicitări! Stimați colegi din toate instituțiile, vă mulțumesc foarte mult pentru munca asemenea. De mâine avem și mai multe lucruri. Felicitări!